pentru a exista procesul de comunicare, este foarte important să existe un emițător și un receptor. Pe calea vieții, pentru a moșteni împărăția cerurilor, emițătorul este Dumnezeu, iar noi suntem receptorul. De aceea, este foarte important să avem o comunicare permanentă și perfectă cu Dumnezeu. Această comunicare se realizează printr-un cod. Un cod care este unic și pentru fiecare persoană în parte. Fiecare dintre noi trebuie să avem relația noastră cu Dumnezeu. Fiecare dintre noi trebuie să ne stabilim principiile față de Dumnezeu și să ne le respectăm în viață. În Ieremia, capitolul 30, versetul 2 spune în felul următor: Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, scrie într-o carte toate cuvintele pe care ți le-am spus. Dumnezeu ne vorbește sub diferite forme și ne-a dat codul rutier către Rai, care este Biblia, pe care trebuie să o studiem mereu și pe care trebuie să o cercetăm neîncetat. În această Biblie învățăm că de multe ori trebuie să ne oprim, să spunem stop, să ne asigurăm în viață că suntem pe calea cea bună, iar apoi să continuăm mersul nostru, alergarea noastră în această viață ca să moștenim împărăția cerurilor. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să studiem Scriptura și să avem o conexiune permanentă cu Dumnezeul nostru în rugăciune și zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrurile acestea. Fiți binecuvântați de Domnul!